Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi vă voi arăta cum fac eu crema de Nutella. Aici avem într-un bol, am pus Nutella, 300 de grame. Aici avem frișca, o să avem nevoie de 100 de grame. Și mascarpone, 450 de grame avem nevoie. Am folosit mascarpone din Tesco. Punem bolul cu Nutella pe cântar și vom adăuga mascarpone peste. Deci aveți nevoie de 450 de grame de mascarpone, 300 de grame de Nutella și 100 de grame de frișcă naturală. Adăugăm și frișca, 100 de grame peste. Luăm mixerul și începem să batem până începe să se corporeze foarte bine mascarpone cu frișca și cu Nutella. Să aveți grijă să nu insistați prea mult. Eu am bătut undeva la 30 de secunde cu mixerul, nu mai mult. Pentru că există riscul să se taie dacă insistați prea mult. Ea se îngroașă foarte repede pentru că e o cantitate foarte mare de mascarpone. Acum amestecăm cu lingura. Să luăm ce a mai rămas și pe lateral. Ea așa arată. Se vede foarte cât este de cremoasă. Este foarte bună. Este foarte bună pentru prăjituri și pentru torturi. Sper să fie pe placul vostru. Ne revedem la următoarea rețetă. La revedere!